așa de nervos. Dar până când domină parașutile, nu stă pe curul lor. Umblă te dezbină familiile. Și după aia îi lasă pe oamenii așa în ea. Așa au făcut și cu botezatul. Îl l-au sucit, l-au învârtit, l-au amețit de cap și l-au lăsat. L-au luat pe Cristia. L-au dezmembrat, l-au atacat, l-au sucit și l-au înșelat. S-au dus direct la turci să pozeze. Să pozeze pe plajă. Vă dați seama când au luat-o turcii? Ha? Durum. Mingiu. Baștan. Aia nu discută. Aia baștan. Și durum. O nenorocit-o. Și-au venit și l-au luat pe slav. N-a poftim. Că zis, a sunat-o pe mami și mi-a făcut plăcinte cu dovleac. Orice legumă caută numai din ele, drepte. Ori de morcov, ori de dovleac. Mă înțelegeți despre cine vorbesc. Bianca Drăgușanu. Care m-au disperat azi noapte când, că nu zicem de asta, dar m-au disperat când o lăsat mesajul ăla la 4 dimineața, nu a avut cine să o cotârcească. La ora 4 dimineața cred că a fost disperată și eu a fost șefa. Start! Gândesc că a fost raliu. Start! Și a început. Fraierilor și lor nici nu-mi permit să vorbesc așa. Luptă-te tu cu fiecare în parte, nu în masă, că nu, tu nu ești mass media. Sau vrei să o iei pe... Auzi, amândouă sunteți păluși girafe de 1,90 m. Cu aia arată, cu Mr. Ping, Pingo Ping. Melodia lui ăla. Alu... Cum îl cheamă, bă, pe ăla care... Ping Pong... Cum îl cheamă, bă? Mr. Ping. Nu Mr. Ping, ăla care cântă, bă. Ăla cu ochiul arată. Gangnam Style. Fraiere, te sparg. Nu ești dotat cultural. Las că mi-l amintez eu. Ăla, eu ți-am ping, ping, pong, ping. Așa îl cheamă pe chinez, melodia după alu ăsta, românul nostru, de aici de la televizor. Și asta, l-a lăsat, l-a distrus pe săracul columbeanu, când mai a tătania, în loc să aibă grijă de el ca de copilul lui, i-a m-a văzut că au făcut reclamă când domnul Casaviciu și-o sărit pe fereastră. Că aia n-a fost traiurea pusă, că așa a fost, cu șoferul care conducea mașina. Și l-a luat pe ăla. Și au început să facă vreo 20 touri pe aici, înțelegi, cu activități să vândă sucuri de la Ping. Dar sigur, auziți tu parașutelor, vedeți-vă, caz de nenoroci oameni, nu o să las pe Cristia, pe Adrian Cristia, îl lăsai, poate omul să împăca cu nevastă sa, dacă ai crezut că ești o creatură, dotată din galaxia Andromeda, du-te înapoi la turci. Nu tăte, că nici cu ăsta, uite, eu am lăsat mesaj la o ziaristă, nu dau nume. Când te-ai luat cu Cristia, chiar prima dată, după ce l-ai lăsat pe botezatul, a lăsat mesaj că voi nu apucați sărbătorile. Și v-ați despărțit și v-ați știți voi ce ați făcut acolo. Sau te bazezi că tu știi că ăsta te iubește la maxim, botezatul. Ascultați ce vă spun eu. Până la urmă, iată cu botezatul va fi, dar botezatul va fi un fraier dacă o ia înapoi. Că ți-ai băgat, că odată viu la București cum a făcut ăsta pe aici, pe la Cluj sau pe unde, cu acul ăla cu sida, atât de așa, și pe toate siliconatile, și pe toate ele, botoxurile vă bag acul, eu săracu acul, fiți atenți aici ce se întâmplă. Nu-mi rușine! Nu-mi rușine! Ha? Despărțiți oameni și vă dați mari vedete! Ticați voi pe bota mea! Ascultați ce vă spun, dacă nu pe lumea asta, pe lumea alaltă, că acolo sunt eu, la Polonic! Acolo sunt eu, la Polonic! Și voi, astea că am lăsat mesaj dinainte, fără să ziceți că acum că-s nervos, dinainte, tăi parașutile, veniți acolo la doamna Cucosa, la doamna Teodora, că așa o cheamă pe aia Teodora, veniți acolo și oala cu smolă. Enzo, te rugăm frumos, lasă-ne să iei la o gură de aer. Înapoi, sugătoare, înapoi, că n-ai fost demnă de viața pe pământ.
vă rog frumos, să restul vedetelor, să nu mai faceți din astea. Lăsați omul, dacă s-o despărțit de femeie, bată 3 ani. Orice minune ține 3 zile, când moră după 3 zile în groapă, când naște 3 zile pe spital, auziți aici, aici minunea trebuie să ție 3 ani, cât e divorțul. După ăla, dacă vă trebuie durumul lui, baștanul, până atunci mergeți pe Turcia. Cum a făcut Bianca Drăgoșanu și-a etalat țâțele. Că dacă le prinzi, numai plasticul prinzi. Nu-ți rușine tu! Mi-am făcut poza cu tine, că nu mi-am făcut că-mi place de tine, plânge ți-ai pun. Mi-am făcut că am fost trimis expre. Că nu ești de categoria mea. Ai înțeles? V-am pupat, prietenilor!